Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod cu SnowRunner pe canalul Senka Games. După cum știți voi, în ultimul episod am zis că dacă tot am rămas în zona asta în port, voi face misiunea asta în care va trebui să transportăm aceste 3 medium plank-uri la celălalt pod, undeva pe aici, nu știu. Uite, exact aici. Dacă tot am rămas cu... zi. Cu acest camion... aici în zona, am zis că să zi și cu remorca asta mare, pentru că medium plank-urile, un singur palet din ăla de medium plank ocupă 200 troturi pe remorca. Da, mă încadrez și eu aici. Trebuie să vedem, reușesc eu să mă încadrez. Cu chiu, cu vai, reușim. Bun, hai să încărcăm de aici medium plank-urile. Sper să mai fie, nu? Medium plank fix 3 mai sunt, văd. Probabil că sunt pe fix pentru misiune. Și după cum vedeți, mai rămân 2 sloturi libere pe remorcă. Deci puteam să vin cu o remorcă de 6, dar... dacă tot am avut-o pe asta aici, la ce să mai pierdem timp? Bun. Hai să îmi fac și eu traseul. Deci ieșim așa, în partea asta. Traversăm podul. O, voi lua partea asta pe aici. Mergem la bac. Traversăm cu bacul. În partea asta, uite așa, pac, pac, o luăm pe aici. Trebuie să aversăm podișca asta și după aia începem și urcăm pe aici prin munții ăștia. Sper decât să nu am probleme cu zonele astea pe aici. Ia uite. Da, vedem acum. Știți care e problema? Că e remorca foarte, foarte lungă și dacă sunt spații înguste, n-am unde să virez. Ați văzut ce probleme am avut. Așa, facem task-ul ăsta că tot am fost aici și după aia vedem ce misiuni mai avem. Am mai văzut eu acolo o misiune pe care am pus eu ochii. Și poate o vom face pe aceea după aia. Care e tot pe harta asta, de asta aș vrea să fac pe aia. Dar nu mai știu ce trebuie să transport. Parcă un metal beams. După aia, abar la mine și mai e. Vedem. Dacă e nevoie de cât un metal beams, poate iau ăla, zicul meu. Ăla de să mișcă rapid. Bun, hai să iau mai pe stânga, că aici trebuie să virez la dreapta. Așa ușurăm pe aici. Aia zic. Hai cu dreapta. Deja am ajuns la ferry boat. Traversăm imediat pe partea cealaltă. După aia ne continuăm drumul către pod. Nu știu, sincer să fiu, dacă vom folosi noi foarte mult podul respectiv, dar am zis că să-l fac. Am ratat un checkpoint. Mai multe, iar. Bun, aia zic. Dă-i cu fast travel-ul, acceptăm. Bun, așa. Tăticu. Hai sus. Băi, foarte, foarte folositor ăsta. Oh my god. Nu am mai avut direcție, pur și simplu. Las că trec pe aici și mă rezolv. Uite așa. Pac, sunt ca nou.
Da, cum spuneam, foarte, foarte folositor ăsta, zona asta aici cu, de traversat cu Bacu. Deci chiar, chiar ne-a scutit foarte, foarte mult din... Mă cadrez, mă, pe aici, rup și o gardurile la oameni, dărâm mese, fac, dărâm tot pe aici. Ia. Mamă, ce a zburat aia, ce a fost, nu știu, o cutie, un scaun, nu știu ce a fost. A zburat de... Bun, și pot spune că va începe aventura de acum. Punem orca asta uriașă pe aici, prin zonele astea înguste. Și ce am pățit în ultimul episod. Dacă nu l-ai văzut, intră pe canal și... Și vezi acolo, ultimul episod cu Snow Runner. Să vezi ce am pățit. Am ajuns la podișca aia unde trebuie să traversez pe aia? Da. Bă, sper să... Hai că e destul de lată. Sper să mă țină. Ține-o. Bun. Ai ușurel aici să... Să văd cum încadrez eu pe podul ăla. Au! Bă, îmi pică remorca. Mamă, și m-am urcat și pe stânci pe aici. N-am avut ce face. Oricum, remorca a trecut puțin pe lângă pod, pentru că dacă... Zi. Dacă încercam să o iau mai pe larg, zi, mai pe... Ia uite, mai de capul, uite cum e, stă în aer. Deci dacă încercam să o iau mai strâns curba, mi-e cădea remorca de pe pod. Și sincer, nu cred că vroiam asta. Ba, trebuie să vin cu o macara, să mă... Mamă, zona asta e nasoală aici. A? E? Sau nu e? A, hai că nu e chiar așa. Nu e chiar așa rău. Precum pare. A, că ne-am descurcat. Sincer să fiu aici, mi-era teamă de zona asta, pentru că am văzut pe harta acolo stâncile astea și părea destul de îngust. Dar sper că ne-am descurcat destul de ok. Știți că în episodul trecut am făcut aici. Am adus panourile solare la stația asta meteo. Și dacă vă aduceți aminte, tot în episodul trecut, în ultimul episod, am activat și misiunea asta. În care să reparăm podul ăsta. Și iată-ne aici, l-am reparat. Bun, hai să vedem următoarea misiune pe care ziceam eu că vreau să o fac. Și este asta, Vice Like Grip. Care trebuie să transport un Metal Beams. Nu știu ce mi-arată pe harta cealaltă, pentru că eu pot să-l craftez aici Metal Beams-ul. Pot să-l craftez aici Metal Beams-ul. Deliver to office, parking. Aș vrea să fac ceva. Eu am aici scout-ul ăsta burlacul cu o remorcă de două sloturi. Mie îmi trebuie de doar un Metal Beams. Știți ce înseamnă asta, nu? Trebuie să facem misiunea cu ăsta. Hai să mergem către Metal Beams. Să-l craftez. Și să-l livrez acolo în partea aia. Vedem. La... Așa, hai să craftăm aici. Am o problemă. Deși s-ar putea să meargă, problema e că nu cred că pot să pornesc generatorul cu camionul pe care l-am eu. Că n-am cuplaj din ăla, am cuplaj de scout, de remorcă de scout. Da, deci n-am făcut nimic. Da.
Mai e bine. Trebuie să mă întorc la garaj. Sau mai am alt ăsta pe aici? Urlacul, nu, n-am. Uite, tocmai aici trebuie să ajungem cu ea. Hai să vedem în garaj ce mai am. Am Kenner tu. Truck storage, ia să vedem. Am aici ăla camionul meu. Internațional, Azov, Voron, Western, care îl avem aici, Bandito, Azovul ăsta și Caterpillarul. Voronul. Asta e cel care l-am... Știi ce? Hai să iau Banditul. Iau Banditul, are? Ploi. Este un are și el alte cauciucuri mai ok, în afară de astea. Astea cu lanțuri. Uite, cred că astea sunt mai bune. 51. Excelent. Excelent și bune pe average. Astea, da. Pe off-road sunt proaste astea. Pe drum, pardon, dar off-road excelent și ăla asfalt, zi, noroi, tot la fel. Destul de ok. Bun, și hai să punem Ben acum. Hai să-i pun Ben. Cyborg, asta, da. Și lăsăm și Macaraua, că în caz de ceva, să o avem la noi. Bun. Vă luăm pe partea asta. Traversăm cu bacul și voi reveni după ce am încărcat Metal Beams-ul. Bun, am revenit, am craftat aici vreo 3 Metal Beams-uri. Am încărcat unul pe remorcă și până plec la drum vreau să-i mulțumesc din suflet lui Ionuț Kingza, care a devenit și el membru al canalului nostru, și îi mulțumesc foarte mult pentru ceea ce a făcut ieri pe live-ul meu. Îi mulțumesc foarte mult și îl respect. Și ce să mai, îi mulțumesc. Bun. Mi-am făcut aici traseul pe care îl voi urma până la destinație. Camionul ăsta e cam... cam bălângăne așa. Cauciucurile astea sunt mult mai bune față de celelalte pe care le avea, alea late. Deși eu zic că, teoretic, dar trebuie să fie mai bune alea, pentru că, fiind mai late, gen plutesc pe noroi, nu se îngroapă cum sunt astea. Astea fiind mai înguste, părerea mea, acum nu știu. Astea fiind mai înguste, să eu zic că se îngroapă mai repede în noroi. Hai mă, pot mă încadrez și eu fără să... M-am încadrat așa încet. Și acum trebuie să am foarte mare grijă cum merg cu el. Deci trebuie să merg încet. Pentru că în drum spre Metal Beams, fiind cu el gol, i-am cam dat viteză. Și sincer să fiu, m-am răsturnat odată. Răsturnat odată cu el, dar noroc că nu aveam încărcătură. Bine, că și dacă avem, nu e problemă, că avem Macaraua. De asta am și lăsat ușor aici, că e asfalt și ne luăm damage. Și așa, uite cât avem la suspensie. Ne-am dat foarte mult la suspensie. Am dat într-o balustradă din asta. Bun, aici facem stânga. Și ținem asfaltul. Deci avem tocmai partea de sus, acolo lângă garaj, după cum ați văzut. Hai să trec să alimentez și eu, dacă tot sunt cu aici. Poate îl mai folosim. Așa tot e cu full. Bun, și acum ne continuăm drumul. A,
trebuie să mă întorc neapărat pe reactiv zone. Hai, mă încadrează, trebuie să nu mai fac și eu. Pentru că am văzut că acolo sunt, avem mai multe misiuni decât pe harta asta. Aici le-am cam făcut. Le-am cam făcut. Pune-i mă bâlbâi. Aia zi-mă, tătă. Avem porțiunea asta mică de asfalt, după aia o să mergem numai prin oroaie. Cu asta mi-e frică și pe asfalt să merg cu el tare. Aude, aici am trecut eu cu remorca aia mare de 8 sloturi și am reparat, am răsturnat remorca aia. Deși nu cred că voi folosi eu, dar dacă o folosi nu e problemă, că o îndreptăm imediat. Hai ușurel pe aici. Bă, cât țopă e camionul ăsta, n-am văzut așa ceva. Oh my god, trebuie să fac manevră. Adică se descurcă mult mai bine cu noile cauciucuri față de celelalte. Vizibil poate nu vi se pare, dar eu, pentru că am jucat cu el, observ o schimbare. Hai, tăticule, hai! Nu știu ce e, dacă dau eu pe hai, se descurcă. Ca să mai stea să schimbe viteza, de asta zic. Bă, da. Văd că duce chiar foarte bine. What the fuck, n-am... Hai cu un low plus pe aici, că mai sunt niște pietre. Și am scos și banditul la treabă. De n-am mai jucat de foarte mult timp cu el. Ușor. Doar că ăsta țopă e cam mult. Dar ne descurcăm noi ușor cu el. Nu trebuie să-l las pe low plus? A? Ba, nu, lasă-l pe auto. Nu-mi da damage. Nice. Bun, hai că am scăpat. Am suspensie, a făcut cam praf. Așa, tot pe suspensie mi-a dat. Bun, m-am ajuns în zona asta unde craftăm concrete blocks-urile și concrete slab-urile, plăcile alea de beton. De aici nu ar trebui să mai avem foarte mult. Avem porțiunea asta cu asfalt, după aia la un moment dat trebuie să facem undeva stânga. Până în garaj, până în garajul nostru trebuie să fac stânga. Ușor, ușor, ușor. Mamă, cât de teamă mie cu ăsta că... Asta se poate răsturna și aici. Pe loc drept. Pe asfalt chiar. Prinde viteză. Dacă încerc să iau curba... Cum să înclină. Mișto suspensia asta, dar mi se pare prea moală. Prea moale. Se bălângăne prea tare. Pe aici, mă? A, pe aici în față. Da, pe aici fac stânga și urc. Uai, ai, ce era să mă răstorn. Hai cu low plus aici. Că suntem în urcare și să nu mai stea să schimbe la viteză. Aia zi, mă, tătiță. Da, mă, mult mai bine să descurc acum pe noroi.
Nu știu de ce nu, m-am uitat mai din timp la, roțile alea. Probabil că atunci când le-am montat pe acest camion nu le aveam deblocate pe astea. De astea le-am, montat pe alea. Trebuie să, mai verific de când în când la camioane. Uite, avem upgrade-uri de făcut și... E păcat să nu le facem că ne chinuim după aia. Dacă n-ar avea suspensia asta așa moale, o să bălângă-ne atât de tare, ar fi unul dintre camioanele mele preferate. Banditul ăsta. Vreau să-l la cea mai mică înclinație. Și dacă mai ai și un teren din ăsta cu pietre, ai emoții. Ai morcovul. Cu tot cu iepure. Ca să pot să virez, trebuie să țin virat maxim și să-l mai las puțin din accelerație, am văzut. Că atunci virează mai mult. Pentru că aici, în curba asta, care am trecut-o acum, în spate acolo, dacă nu făceam lucrul ăsta, nu, mă încadram din prima. Trebuia să mai fac o manevră. Bun, hai să încerc să-i mai dau și pe auto. A, deja am ajuns, gata? Am ajuns, mă, da. Bun. Ia de aici Metal Beams-ul. Și acum trebuie să iau camionul ăla cu tot cu remorcă. Camion, mă rog, că e scout, cred. Sau doar remorca. Ba nu, camionul. Și să-l duc unde să-l duc. La Office Parking Loot. Deci aici. Bun, păi în cazul ăsta vom lua tot înainte, că tot suntem aici, nu mă mai întorc. Mergem înainte frumos pe drumul ăsta, uite așa, pac. Ieșim aici, facem dreapta, după aia facem stânga aici, dacă am calculat eu bine. Tot înainte cu tupeu, până finalizăm misiunea. Tac, pac, tac, pac, ajungem în zona asta, după aia mergem la, parking loot. Pac, facem aici stânga și frumos în zona asta, office parking. Bun, hai să vedem cum îl iau eu pe ăsta acum. Ia să mă bag pe acolo pe jos. Asta îți dau și timpul pe afternoon. Așa mă trebuie. Am intrat în camion din greșeală. Așa, mă. Hai să intru pe aici. Ia uite-l, mă. Ce v-am spus, bă, oameni buni? Ca să pot să-l iau frumos din față. Ce scout mișto. Ăsta o să ne rămână nouă din câte am văzut. A, păi și remorca rămâne acolo. Ia să încerc mai eu ceva. Nu știu dacă trebuie să iau și remorca. Ia să încerc să urc. Nu dacă pot să lucru pe ăsta cu macaraua în, benă. Hai că pot. Cred. Aia zi, mă, băieți, mă, aia, mă, că l-am urcat, mă. Ca să pot să iau și remorca aia după mine, că poate, am nevoie. Pack track, așa, Ristone Crane. Așa, mă, tăticu, mă. Bun, acum trebuie să am mare grijă cu ăsta, că după ce că se balansa el foarte mult, acum se balansează și mai mult. Bun, hai să iau și remorca după mine. Nu se știe. Poate avem nevoie de ea.
Nu te răsturna. Atât. Cred că e suficient. Ba, mergem mai aproape. Nice. Bun, deci acum trebuie să am foarte mare grijă. Să nu mă răstorn. Asta se balansează acum într-o veselie. Deci că se balansa el așa. Acum avem și ăsta pus în... Așa mă iau și asta după mine că nu se știe, poate avem nevoie de ea. Uhuhuhu, ușor. Avem un drum lung. Un drum lung și anevoios. Stai, stop low. O, ușor nu te răsturna. Că ne pic acolo scautul din remorcă. Din benă. Aia zi, mă, băieți. Cred că o să merg doar pe low plus. Chit că merg mai greu, dar... mai încet, de fapt, nu mai greu. Dar mi-e frică să nu mă mai răstorn iară. Bine, n-ar fi o problemă, că l-aș încărca din nou cu macaraua, da? Au, 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 au. Pierdem timp. Aia zic, mă. Hai că l-am. Am trecut și pe aici. Mamă, și avem ceva distanță. Oh my god, și trebuie să-l duc prin zona aia nasoală. Unde m-am răsturnat cu ăsta odată. Dar vedem, urcăm încet cu low. Low plusul cu low. Vedem cum ne descurcăm. Ca să încerc să nu mă răsturn. Oh. Ușor. Bă, aici încotro, dreapta sau stânga? Dreapta. E stânga. Gata, bombici. Așa faci. Oricum avem un drum foarte lung până acolo. Și anevoios, pot spune. Pentru că avem zone nasoale de drum. Știu pe unde am făcut traseul și... Dar n-avem ce face, n-avem încotro. O luăm așa, încetinel. Încetinel, încetinel și... Cu low plusul, cu low, cu... Cred că n-am nevoie de ăsta, de winch, dar eu cred că n-am nevoie. Cred că am remorca asta după mine legată cu winch-ul. Și asta ar însemna să fiu nevoit să... zi, îi dau drumul. Ce spuneam de winch? Mamă, cât s-a înclinat. Nu cred că a rămas aici. Că încă n-a rămas. N-aș vrea să-i dau drumul la winch. Ah, mă prinde și tu tracțiunea acolo un pic. Nu mai va rămas. Hă? Sau înaintează? Bă, înaintează ușor, ușor, așa. Virez stânga-dreapta, stânga-dreapta. Ah. Hai să mă ajut puțin de winch până ies, că...
Așa, mă, tăticule. Bă, dacă tu intrase acolo, tocmai ce... ce am zis de, de lucrul ăsta. Aia zic. Tocmai ce spusesem de, de chestia asta cu, cu Wincho. Și na, că am și rămas. E ușor aici. Și încerc să evit pe cât posibil chestiile astea. Dacă se înclină, asta se răstoarnă. Așa, mă, hai că am trecut perfect. Ia, mă, cât mai am. Gata, mă. Eu în prima fază mă gândisem să mă întorc, să o iau în zona asta pe aici, să urc undeva pe aici pe lângă pod și aici, în zona asta, m-am răsturnat eu. Dar se pare că eu am pus traseul pe altă parte acum și cred că e ok pe aici. Da. Cred că nu o să avem probleme. Atât că e zona asta mlăștinoasă, da. În rest, cred că o să ne descurcăm zi. Nu o să am urcarea aia pe acolo nasoală prin, prin pietrele alea. Unde m-am răsturnat eu gol. Bun, mă, tătico. Nu spune că aici rămâne iară. Hai, mă, nu. Pe bune. Băi, destul de grea și remorca aia, din câte văd. Destul de grea. Bine, pare grea. Pare masiv, așa, nu știu, chiar pare grea. Dăm și noi pe afternoon. Se vadă mai mai frumos așa. Că deja începuse să cam treacă soarele. E păcat să ne ucucăm pentru că e un peisaj frumos pe aici. Aia zi, mă. Nu o să-l mai scot din low plus pentru că n-avem pe unde. Avem pe unde să-i dăm pe, pe auto, îl lăsăm pe low plus. Se descurcă mult mai bine. Aici rămânem iară, pun pariu. Da, exact cum spuneam. Bă, se pare că încărcat are probleme. Cam ieșit. Dar oricum toată zona asta e, e mlăștinoasă, așa, așa că ar putea să avem probleme în continuare. Da, mă, nu te mai afunda și tu. Dă-i înainte cu tupeu fără să te afunzi. Așa vezi. Hai că aici nu mai a fost așa. N-a mai fost așa noroiasă zona. Păi eu nu știu acum dacă treia să iau și remorca asta după mine, dar am zis că să o iau, că, na, să nu am surprize, știi? Aici, facem cu dreapta. Dar știi ce? Aș putea să mă uit, ia să vedem. Dacă zice ceva de prototype, vezi, mă? Vezi, mă, că trebuia... Bă, bine, mă, că am luat-o, mă. Deci trebuie să transport la workshop remorca asta. Hai, mă, bine, bă, bine că mi-a picat fița să o iau. Și văd că, zi, acest scout ne rămâne nouă. E cariorț. Bă, bine, mă, că am luat-o, mă.
Bine că m-am gândit să încerc să urc mașina în benă și să iau remorca după mine. Eu știam că, de fapt am văzut că mai trebuie să mai fac ceva la misiune, după ce spune că trebuie să duc ăsta la office parking acolo, dar nu mai știam exact ce. Deci aici facem dreapta și acum putem să dăm pe auto. Am ieșit pe asfalt și pe asfalt ne descurcă mai ok. Wow, ce interesant zona asta. Interesantă zona asta aici. Uite cum e făcut așa ca o piștinuță și cu pești în ea. Cu acest copac în mijloc. Nice, interesant. Ah, dă-i viteză. S-ar putea ca asta să ne rămână în benă, dacă nu mă înșel. Aici, stânga, ușor. Uite, îmi dă remorca aia. De fiecare dată când frânez mai brusc, vine remorca și mă trosnește. Aia zi, mă, tăticu, mă, ne rămâne nouă asta. Sunt curios să-l iau la o trântă pe asta, să vedem cum se descurcă ea. Nice, v-am spus? Ne-a rămas nouă. Bun, hai să vedem unde trebuie să duc trailerul acum. Deci în partea asta, la altă. Easy peasy. Deci ieșim încoace, mergem către BAC, către ăsta și după aia ducem la workshop aici. Hai, tătică. Să lăsăm și remorca asta. Și după aia vedem dacă mai facem ceva rapid. O misiune rapidă. Bun, aici pe stânga cu bacul. Bun, mi-l ia pe toate, nu? Aha. Hai că mi le-a luat. Nice. Și aici e workshop-ul. Unde trebuie să lăsăm remorca asta, nu? Au! Accept. Bun, și ne-a rămas ăsta, ca și rewards. Acum am o problemă, acum nu mai pot să ies aici. Ei, știi ce? Hai să facem și noi așa. Aia zic. Păi și dacă îi dau recover, ia să vedem. Deci trebuie neapărat să-l dau pe ăsta jos. Bun, hai să-l dăm jos atunci. Restore. Hai să punem motorul. Și să activăm... stai, două secunde, trebuie să-l deblochez de pe platformă, așa, și acum. Mamă, dar aici m-am găsit și eu între copaci. Hai, ce să facem? Dau lui ăsta un restore crane. Opinim puțin motorul și acum să trec în nenea asta. În ăsta. Uite, are all-wheel drive-ul deja activ. Nice, șmecherie, tată. Deci ce vreau să văd? Ia să-i dau recover la garaj și vreau să văd dacă am ceva... upgrade-ul pentru el. Hai, uite, pot să-i pun următor motor. Nice. Cutia viteză de SnowRunner. Suspensie, da, ridicată. Asta e stock. Crawler, asta e pentru stânji, nu?
Și asta ridicată, cauciucuri. Oh, uite, am și de astea șmechere. Noi. Excelent. Mamă, uite câte sunt pe aici. Astea care apar așa cu movul ăsta sunt băgate din DLC-ul nou. De 35 de inch. Mamă, uite, excelent pe off-road, excelent pe noroi, dar foarte proaste pe drum. Păi da, ce bine arată. Uite și astea tot la fel. 35-35. Dar astea au zimții aia mai mari. Astea? Tot la fel. Zici că-s de tractor, mâncați așa. Purchase. Trebuie să cumpărăm pe astea. Winch. High power. Pe high power. Așa, tăticul. Diff. Unlocked. Dăm cu install. Asta ce sper are. Snorkel. Hai să-i punem și snorkel. Ăsta mic aici și ăsta mare, că poate îl vom folosi. Și ce putem să-i punem? Safety din asta sau din astea? Păi de astea vrem, bineînțeles. Purchase. Bun, hai să-i punem și motorul ăsta acum, dacă tot l-am făcut. Și cutia de viteză asta. De SnowRunner. Suspensia, nu știu, noi am pus-o, hai să-i punem pe asta ridicată și cam atât. Cauciucurile le-am pus, ia să vedem ce putem să-i punem la bumper. Tocul. Ăsta sau ăsta. Bă, pare interesant cu triplele, cu astea. Deci asta am zis, nu? Hai să-l luăm pe ăsta. Front bumper. Oh, și ăsta e interesant. Stock. Ăsta sau ăsta. Ăsta așa cu troliu. A, uite ce mișto arată aici. Bun. Ăsta ce e? Angel Survivor. A, punem ăsta, nu? Parasolarul gen Fender. A. Bă, cred că ăsta e mai interesant, a? Ăsta sau... Sau ăsta? Nu, ăsta. Orice. Ăsta pare mai interesant. Cu chestiile astea aici, cu treapta asta pe care te urci și... Jante, ia să vedem ce jante are. Astea așa. 2 sau 3. E ale lui. Hai să le bag pe astea. Instal. Ia să vedem, la spray are ceva, n-are nimic și în interior nu-l mai fac. Bun, hai să spațiem la altură, să vedem cum e. Aș vrea să-l bag puțin printr-o zonă din asta noroiasă, să vedem cum se descurcă. Nu știu pe unde. Ia, hai să o luăm pe aici. Cum are roțile alea puțin cam înguste, mi se par, nu știu cum. Și... Dar văd că se descurcă ok. Bine, nici n-am găsit eu un... Oh, o zonă din aia noroiasă. Dar voi căuta. A, uite aici. Ia, hai să-l vedem. În acțiune. Bă, da, merge încet, dar merge. Aici. Da, băieți. Bun. Păi cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Husinca Games și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!